Slăvit să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, am ajuns la cea de-a patra din seria de 11 meditații pentru postul mare, pe care l-am intitulat De la păcat la mântuire prin jertfa crucii. În această seară vă propun cea de-a treia temă despre păcat, după ce am vorbit despre misterul păcatului, despre misterul răului din lume. În această seară vă propun să medităm asupra consecințelor păcatului. Pornim ca de obicei de la Sfânta Scriptură, pentru că acolo găsim semnificația cea mai profundă a lucrurilor. În episodul despre căderea oamenilor, vedem cum căderea în păcat a produs patru consecințe dramatice. Prima consecință este moartea. A doua consecință este distrugerea armoniei dintre Dumnezeu și om. A treia consecință este distrugerea armoniei dintre om și ceilalți oameni și a patra consecință este distrugerea armoniei dintre om și natură. Despre aceste patru consecințe vreau să vorbesc în această seară, poate accentuând mai mult prima consecință. Așadar, prima consecință a păcatului este moartea. Iată cum apare moartea în istoria căderii în păcat a primilor oameni. După ce Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în grădina Edenului, Dumnezeu îl avertizează pe om și îi spune: din toți pomii grădinii poți mânca, însă din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu siguranță vei muri. Sau, dacă vrem ca în textul ebraic, cu moarte vei muri. Ce se întâmplă după ce Adam și Eva mănâncă din pomul vieții? Au murit în ziua aceea? Nu. Nu au murit în ziua aceea, ci din contra au continuat să mai trăiască pe pământ încă o perioadă considerabilă. Cum putem înțelege atunci avertismentul lui Dumnezeu, căci în ziua în care veți mânca din el, adică din pom, cu siguranță veți muri? Lucrurile devin mai limpezi atunci când vedem cum după ce Dumnezeu îi judecă pe oameni și pe șarpe pentru păcatul pe care l-au comis, Dumnezeu îi spune, Dumnezeu își spune sau comunică în acel mister al ființei sale. Spune, iată, omul a devenit ca unul dintre noi, zice Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și acum să nu-și întindă mâna să ia și din pomul vieții, să mănânce și să trăiască veșnic. Și Dumnezeu l-a izgonit pe om din Eden. Ce este acest misterios pom al vieții, din care omul nu va putea sau nu va mai putea să mănânce? Și de ce îi interzice Dumnezeu omului să mănânce din pomul vieții? Sensul textului devine acum mult mai limpede. Cât timp omul a fost în armonie cu Dumnezeu, omul avea acces la pomul vieții. Asta înseamnă omul avea acces la nemurire, avea acces la imortalitate. În momentul în care omul a decis să calce porunca divină, lucrurile se vor schimba. Și atunci Dumnezeu îl pedepsește cu moartea. Dar despre ce fel de moarte este vorba?
La acest punct, noi ar trebui să ne obișnuim să facem o distinție clară între două feluri de moarte. Există în perspectiva biblică, pe de o parte, moartea biologică și există moartea escatologică sau a doua moarte. Care este diferența dintre cele două? Moartea biologică, așa cum știm, este sfârșitul vieții trupului. E moartea pe care o experimentează toți oamenii. Cât privește însă ideea de a doua moarte, acest concept de a doua moarte provine din iudaism și desemnează excluderea de la înviere, de la învierea de apoi. Practic, pe lângă, să spunem, pericolul vieții biologice, există pericolul morții biologice, există pericolul unei morți definitive, a unei morți totale, care înseamnă stingerea oricărei speranțe pentru om, care înseamnă falimentul persoanei umane. Iată ce spune cartea Apocalipsului. În final, iar partea celor lași, necredincioși, nerușinați, criminali, desfrânați, vrăjitori, idolatri și a tuturor mincinoșilor, este în lacul care arde cu foc și pucioasă. Și aceasta este moartea cea de-a doua. Iar creștinilor din biserica din Sardes, Duhul le spune: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune bisericilor, cel care învinge nu va fi deloc vătămat de moartea cea de-a doua. În lumina acestor texte din Apocalips, înțelegem mai bine ce s-a întâmplat acolo în Eden. Și înțelegem de ce Adam și Eva nu au murit în ziua în care au mâncat din pomul oprit. Moartea cu care Dumnezeu îi avertizase sau despre care Dumnezeu îi avertizase nu era probabil moartea biologică. De altfel, mulți teologi creștini au admis de-a lungul istoriei creștinismului că nu este exclus ca moartea biologică să fi existat chiar și fără păcatul strămoșesc. Numai că această moarte ar fi fost, poate, percepută altfel și nu cu tot dramatismul cu care percepem noi moartea. Dar acolo, în grădina Edenului, oamenii au călcat preceptul divin, iar pentru că au încercat să devină ei înșiși Dumnezeu, să se comporte ei ca Dumnezeu, decizând ce este bine și ce este rău, au trebuit să plătească. Iar prețul a fost moartea. Nu cea biologică în primul rând, ci moartea cea de-a doua. Moartea escatologică. Ceea ce spune Biblia o spune și pentru noi. Gândiți-vă, de exemplu, la mesajul pe care îl adresează Duhul Bisericii din Sardes, despre care vorbeam mai înainte. Spune Duhul Bisericii: cunosc faptele tale. Ai un nume că ești viu, dar tu ești mort. Fii vigilent, întărește ceea ce a mai rămas și este gata să moară, căci nu am găsit desăvârșite faptele tale înaintea Domnului meu. Putem fi vii și foarte sănătoși și cu analizele medicale în regulă, dar e posibil ca sufletul nostru sau în sufletul nostru să se instaleze deja a doua moarte. O specie de necroză care caută să acapareze întreg spațiul interior, conducându-ne spre a doua moarte. A doua consecință a păcatului
este distrugerea armoniei dintre Dumnezeu și om. Gândiți-vă la Adam și Eva. După ce oamenii au căzut în păcat, ce fac? Se ascund de Dumnezeu. Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu care se plimba prin grădină, în adierea vântului, de după amiază, și s-au ascuns bărbatul și femeia lui din fața Domnului Dumnezeu printre pomii grădinii. Omul a încercat să devină ca Dumnezeu și a dat seama că a greșit și de aceea încearcă să se ascundă. A încercat să fure ceea ce îi aparținea lui Dumnezeu și prin asta ordinea de la început este răsturnată. Armonia dintre om și Dumnezeu este viciată. Dumnezeu admite că omul a ajuns să ia pentru sine ceea ce aparținea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune, iată, omul a devenit ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Adică, voind el să decidă ce este bine și ce este rău în lumea asta. Iar pentru asta omul trebuie să plătească și va plăti prin moarte. Mai există un detaliu foarte important în istoria aceasta despre căderea primilor oameni. Vă aduceți aminte ce a spus șarpele femeii? Nici de cum nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul vieții, veți deveni ca El. Șarpele i-a făcut pe oameni să creadă că Dumnezeu este Cel care pune limite omului. Că Dumnezeu este dușmanul omului. Și regăsim în această ispită primordială a tatălui minciunii nucleul tuturor filozofiilor ateiste de care s-au manifestat pe parcursul istoriei. Filozofii care văd în Dumnezeu o limitare a omului, care văd în Dumnezeu o piedică pentru om, o piedică în realizarea de sine. Celebrul filozof german Nietzsche are în cartea sa Știința Voioasă un pasaj despre un om nebun. Ascultați această istorie, sunt niște spicuiri din acel discurs, pentru că spune foarte mult despre ceea ce au făcut mulți oameni, mai ales din epoca modernă, din Dumnezeu. Zice Nietzsche, nu ați auzit de nebunul care a aprins un felinar în orele strălucitoare ale dimineții, a dat fuga în piață și a strigat, îl caut pe Dumnezeu, îl caut pe Dumnezeu. Pentru că mulți oameni de acolo nu credeau în Dumnezeu, el a provocat o larmă de râsete. Nu cumva s-a rătăcit, a întrebat unul. S-a pierdut de drumul său, la fel ca un copil, a întrebat un altul. Sau poate că este frică de noi. O fi plecat într-o călătorie? A emigrat? În acest fel exclamau și se amuzau cu toții. Nebunul a sărit în mijlocul lor și a țintuit cu ochii săi. Unde este Dumnezeu? A zis el. Vă voi spune, noi l-am omorât. Tu și tu și eu. Suntem cu toții ucigași. Ce ne facem după ce am descătușat pământul de soarele său? Încotro să ne îndreptăm? Unde ne ducem? Nu cumva peregrinăm printr-un infinit nimic? Nu mai auzim nimic altceva decât zgomotul groparilor care îl înmormântează pe Dumnezeu. Zeii se descompun și ei. Dumnezeu a murit, Dumnezeu rămâne mort și noi l-am omorât. Cum ar trebui să ne alinăm pe noi înșine, noi ucigașii ucigașilor?
De ce a trebuit ca cel mai sfânt și mai puternic din tot ce a avut lumea să sângereze de moarte sub cuțitele noastre? Cine le va spăla de sângele care ne-a pătat? Ce apă mai poate exista pentru noi ca să ne curețe? Ce sărbători de ispășire, ce jocuri sacre mai trebuie să inventăm? Nu cumva măreția acestei fapte a fost prea mare pentru noi? Nu ar trebui să devenim noi înșine zei? Noi înșine zei pentru a fi demni de ea? Sigur că alternativa spirituală a lui Nietzsche față de credința în Dumnezeu era fascinația îndreptată spre natură. Viața, vitalitatea, supra-omul, der Übermensch, asta era somnul, acesta era visul lui Nietzsche. A murit nebun. A treia consecință a păcatului este distrugerea armoniei dintre om și om. Gândiți-vă un pic la Adam și Eva. În momentul în care Dumnezeu a creat-o pe Eva și a adus-o lui Adam, Adam a rostit un cuvânt plin de entuziasm, în primele cuvinte ale lui Adam în Biblie. Ce zice? Aceasta în sfârșit este os din oasele mele și carne din carnea mea. Dar după ce Adam cade în păcat și Dumnezeu îl strigă și îl întreabă, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Ce zice Adam? Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Nu mai este acum os din oasele mele și carne din carnea mea, ci femeia pe care Tu, Doamne, mi-ai dat-o. Ia, dacă nu mă dădeai, nu se întâmplau aceste lucruri. E ca în viața de zi cu zi uneori, când doi tineri, mă rog, în tinerețe, până la căsătorie, țin foarte mult unul la altul, el îi spune, tu ești soarele vieții mele, ești bucuria mea, ești fericirea mea. Iar după ce încep conflictele, se adresează socrilor, uite ce face fata voastră, uite fata ta ce spune, cum face, ce a făcut, ce adresă. De unde această distrugere a armoniei? Păcatul a făcut ca armonia dintre Adam și Eva să se distrugă. Mai spune Dumnezeu, femei, voi înmulți suferințele tale când vei fi însărcinată și vei naște copii în durere. Te vei simți atrasă de către bărbatul tău, iar el te va stăpâni. Există o misterioasă atracție între persoanele de sex diferit și în același timp o misterioasă dorință de a domina, de a domina pe celălalt. E un mister al vieții pe care Biblia l-a sesizat și l-a prezentat aici în tot adevărul său. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care este propus astăzi în societatea noastră, mă refer mai ales la televiziune, în show-uri și așa mai departe, cum este propusă relația dintre bărbat și femeie. Suntem pe calea cea mai bună? Distrugerea armoniei dintre om și om se verifică în atâtea feluri. Gândiți-vă la Cain care îl ucide pe Abel. Când pământul acesta devenise prea mic pentru doi oameni și unul a trebuit să fie ucis. Să ne gândim la atâtea istorii despre care Biblia nu tace, care prezintă crime și lucruri oribile pe care oamenii le-au săvârșit și care reflectă distrugerea armoniei dintre om și om. Apostolul Paul, în scrisoarea către Romani, are o pagină, este chiar primul capitol al scrisorii, în care descrie corupția și distrugerea la care a ajuns omenirea care nu-L recunoaște pe Dumnezeu
și nu îi se închină. Iată ce spune Apostolul Paul, căci oamenii, el vorbește de cei care nu-L cunosc pe Hristos, căci deși L-au cunoscut pe Dumnezeu, înțelegând prin asta și-au dat seama că Dumnezeu există, ei nu L-au preamărit și nu I-au adus mulțumire, ci au rătăcit în cugetări inutile, iar inima lor nechipzuită s-a întunecat. Pretinzându-se înțelepți, au nebunit, spune Apostolul Paul. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă patimilor rușinoase. Și aici vorbește explicit despre lesbianism, despre homosexualitate și apoi dă o listă întreagă de 21 de păcate, cele mai multe referindu-se la relația dintre oameni și oameni, prin care Apostolul Paul ilustrează corupția totală prezentă mai ales în lumea păgână. Acolo unde păcatul este stăpânul, unde păcatul face regulile dintre regulile relațiilor dintre om și om. Paul vorbește de nelegiuire, răutate, lăcomie, viciu, invidie, crimă, ceartă, viclenie, 21 de păcate. Nu e întâmplătoare această cifră. Este o combinație din cifra 7, care reprezintă perfecțiunea, și cifra 3. Pentru a ilustra cum păcatul pătrunde structurile umane și cum distruge relația dintre oameni. A patra consecință a păcatului și ultima, distrugerea armoniei dintre om și natură. În momentul în care Adam păcătuiește, Eva păcătuiește, ce spune Dumnezeu? Pentru că ai ascultat, mă rog, de vocea ispititorului, blestemat să fie pământul din cauza ta. Profetul Ozea, prin secolul 8, va face o legătură între păcatele poporului și dezastrele care se petrec în natură. Spune la un moment dat Ozea, după ce enumeră relele din societate, de aceea pământul va jeli și se vor ofili toți cei care locuiesc pe pământ, împreună cu animalele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării se vor adăuga la ele. Păcatul omului, lăcomia omului, lipsa de respect față de natură, duce la o distrugere a armoniei dintre om și mediul înconjurător. Papa Francisc, prin enciclica Laudato Si, atrage atenția asupra răspunderii pe care noi o avem pentru ambientul din jurul nostru. Dumnezeu a voit lumea aceasta ca un Eden, ca un paradis. Ce facem din ea? Numim România adesea grădina Maicii Domnului, dar în realitate seamănă mai mult adesea cu un codru, țara noastră. Iar dacă pe vremuri se fura ca în codru, astăzi se fură codrul cu totul. Și vechea prietenie dintre codrui frate cu românul, vechea prietenie dintre codru și român s-a dovedit foarte neprofitabilă pentru codru. Suntem probabil țara din Europa cu cel mai puțin respect față de natură. Distrugem frumusețile naturii. Aruncăm gunoaie și mizerii în ape. Aruncăm gunoaie și mizerii pe străzi. Nu separăm gunoaiele în containere. Deși cineva s-a străduit să pună containere diferite și în felul acesta poate disprețuim o muncă și un efort al civilizației. Am găsit undeva un citat foarte frumos care spunea: însă dacă unui copac îi culegi doar roadele și uiți să-l cureți sau să-l îngrijești, după un timp scârbit, nu îți va mai da nici el roadele.
fiindcă pământul nu este mort. Pământul e viu, are memorie și îți dă doar dacă știi să îl respecti. Iată cum păcatul distruge armonia dintre om și natură. Iubiți credincioși, este foarte important să recunoaștem consecințele păcatului și să spunem păcatului pe nume. Am găsit undeva o pildă care spune că la o celebrare, la o liturghie, preotul care a predicat a vorbit foarte mult despre păcat. Și după slujbă, cineva i-a spus: ați vorbit prea mult despre păcat, 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 tot timpul. Folosiți și dumneavoastră termenul greșeală, așa, ca să nu speriați, să nu spăimântați oamenii cu păcatul. Și atunci predicatorul i-a zis: dragul meu, tu vrei ca pe o sticlă pe care scrie, o sticlă care conține o travă pentru rozătoare să scriu acolo oțet? Nu ar deveni sticla aceea mult mai distrugătoare și mai periculoasă? Este important să numim păcatul cu numele său propriu și este important să realizăm ce consecințe are păcatul pentru relația dintre noi și Dumnezeu, relația dintre noi și noi, relația dintre noi și natură și mai ales moartea. Și doresc să închei cu un gând și cu o întrebare. Oare Dumnezeu, când a creat lumea aceasta, nu a prevăzut că va exista păcatul și că vor fi oameni care vor face lucruri foarte rele, lucruri oribile? De ce totuși a ales să creeze această lume? Am găsit un răspuns la această întrebare într-un midraș, un fel de interpretare pornind de la un text biblic, un midraș al unui evreu, al unui rabin, care spune așa. A zis Rabbi Berechia că în vreme ce, sau atunci când Dumnezeu era pe punctul de a-L crea pe primul om, El a prevăzut că din acesta vor proveni cei drepți și cei păcătoși. Și s-a gândit: dacă eu creez omul, cu siguranță vor veni în lume păcătoși. Dar dacă nu-l creez, atunci cum vor apărea oamenii drepți? Și atunci cel Sfânt, binecuvântat fie El, a îndepărtat de la sine gândul păcătoșilor și, unindu-se atributului milostivirii, a creat omul. Îmi place să cred că fiecare dintre dumneavoastră care sunteți în această seară aici, în această biserică, și că fiecare om care se gândește în momentul acesta la Dumnezeu este unul din acei oameni din gândul lui Dumnezeu de la începuturi. Și cred că dacă tu în viața ta te vei călăuzi după principiile divine și dacă vei umbla în lumina lui Hristos, nu ai a te teme niciodată de cea de-a doua moarte. Lăudați să fie Iisus Hristos!